Sub numele de Agatha Christie este cel mai bine cunoscută, reputata scriitoare engleză, autoare de povestiri și romane polițiste sau chiar teatru de aceeași factură. Creatoarea de literatură polițistă a scris însă, fără a se bucura de succes, și romane de dragoste sub pseudonimul Mary Westmacott. Născută Miller pe 15 septembrie 1890, britanica Agatha Mary Clarissa sau Lady Mallowan, după cel de-al doilea soț, s-a dovedit însă un inovator al genului polițist. Opera Agathei Christie este considerată de Guinness Book of Records ca una dintre cele mai bine vândute în lume, 2 miliarde de exemplare, și comparată din acest punct de vedere cu a lui Shakespeare. Ca amănunte, prolifica scriitoare a publicat 80 de romane și nuvele și 19 piese de teatru traduse în peste 70 de limbi. În totalitate, operele de factură polițistă ale celebrei scriitoare i-au adus supranume: Regina Crimelor sau Regina Romanelor Polițiste.